Să ajungi la Hollywood este un vis frumos pentru majoritatea actorilor români, dar clujeanul Daniel Ganea a dovedit că orice obstacol în calea succesului poate fi eliminat cu un dram de noroc și cu multă muncă. Daniel locuiește de 20 de ani în Los Angeles și a jucat în mai multe filme, printre care și celebra serie pentru copii Hannah Montana. The country I was born. I was born here, I was raised here. I love it. Acesta este mesajul pe care actorul Daniel Ganea îl transmite peste ocean. Un român la Hollywood. Da. Un român la Hollywood. Este interesant să fii actor și român la Hollywood. Bineînțeles că toți te întreabă, toți actorii cu care joci, co-partnerii tăi și directorii, hey, where are you from? De unde ești? You know, că se vede, you know. Și le place mult că ești din afară și accentul le place și they get in love with you. Sunt în dragoste cu tine, știi, te iubesc ei. Ce ne place în România și Steven Seagal zice, the gross, man, zice, it's hot. Fetele voastre sunt foarte hot. Man, zice, aia da. Am născut în Cluj, am crescut în Cluj, am multe amintiri. De la școli, una alta, prietene, gagiși din Cluj. Și soția e din Cluj. Da, și soția e din Cluj. Mă bucur să am o clujeancă. Ia, o pup, o iubesc, mi-e dor deja de ea. Norocul i-a surâs atunci când a întâlnit un regizor care i-a propus să devină actor. Primul film este Special Investigation Squad. E o specialitate de poliție din Los Angeles împotriva criminalilor. După aia am jucat Miracle Man cu Luke Wilson, cu fratele lui Owen Wilson, cu fratele lui Blondu. E frițos? Ia, e frițos, da, și place gagicile. Ajungem la momentul Hannah Montana. Da, mi-a plăcut să joc și cu Hannah Montana. Este o persoană frumoasă, Hannah Montana, și mai ales în spatele camerei, când după aia filmezi, te duci și mănânci împreună și, you know, și ăsta, și acolo e mai... confidentă și... E prietenoasă? E prietenoasă, da, și taică-s-o. Da, Billy, yeah, e un nice guy, am vorbit cu ei, da, sunt oameni frumoși. Hey, hey, I wanna be a rockstar.